Hey. 6 tehnici prin care să abordezi o tipă în club. Oferă-i ceva. Dacă te place, va continua conversația. Beți ceva împreună. Hei, beți ceva cu mine? Da, mersi, sărbătoresc. Da? Ce tare, ce nume? Mamă, căsătoresc. Ce tare, hai casă de piatră. Nope. Dansează și distrează-te. Dacă dansează cu tine, ai o șansă. Folosește replică proastă de agățat în mod ironic. Da, durut până ai căsătă cear? De ce? Pentru că arăt ca un îngeraș? Nu chiar, fiindcă arăți ca dracu. Fă un compliment sincer. Hei, am văzut că ai genunchii foarte sănătoși și mi-a făcut chestia asta. Ești în evidență ca să te bagi ea pe tine în seamă. Trebuie tricoul. Andrei. Am spus tricoul, nu tu. Ok. Bine. Sper că v-a plăcut schița și totuși am niște bonusuri pentru voi. Cum se dau tipii pe bune la tipe în club? Fac pereu că toate știți un tip care a venit la voi cu replica prietenul meu de acolo te place. Caz real, o amică mi-a zis că un tip a încercat să o agațe cu replica asta. Mi-au spus prietenii că nu pot găsi o tipă și frumoasă și deșteaptă. Următoarea chestie. Bună. Nu mă dau la tine și apoi se freacă de tipa cu care dansează. Dacă zici că nu te dai la ea automat, crezi că e ok să te dai la ea, dar pe ascuns? Așa au făcut și Hitler în 39. Bună, nu-i vedeți Polonia. Auzi, poți să-mi dai Facebook-ul prietenei tale. Anywho, hai să transformăm clipul totuși, sketch-ul în ceva educativ. Fiți foarte atenți la ce o să zic clipul ăsta pentru că se poate să înțelegeți ceva diferit. Și ascultați tot până la capăt să fie clar că puteți înțelege tot contextul și nu doar bucăți din conversație. Prima chestie, aia cu focul. Foarte multe amici la un moment mi-a spus că de obicei oferă un foc și tipul după aceea tot continuă conversația. Deși ele nu vor să discute cu tipul respectiv pentru că ori sunt acolo cu iubitul, ori cu amicele lor, ori pur și simplu nu vor să fie băgate atunci în seamă. Nu e rău să abordezi o tipă pentru că ai pornit conversația de la o țigară, zicem, aprinsă, dar dacă vezi vizibil că tipa absolut începe să se miște tot un pic mai departe și mai departe și mai departe de tine, timpul conversației e destul de clar că nu vrea să fie acolo. Deci n-ar vrea să depui efort. Nu mai fă asta. Totuși, dacă ea continuă conversația și începe să spună întrebarea, înseamnă că e clar interesată de tine. Atunci, insistă, aflați cât mai multe despre altul și dacă vă simțiți bine, poate vă dezvoltați o relație. Din nou, nu fi creeper. Asta e mesajul clipului. Nu fi creeper. 2. Dacă voi aveți ceva împreună, nu înseamnă automat că ea are un contract semnat în care tot se culce cu tine. Nu mai fiți din nou creeper. Dacă tu vrei să te simți bine și să dai alcool unei persoane sau mai multor persoane, pur și simplu că tu vrei să cinstești pe cineva, înseamnă că tu vrei să oferi. O faci fără să aștepți ceva la schimb. Dacă tu te simți suficient de bine încât să oferi ceva, înseamnă că automat o să te pui într-o dispoziție bună. Și lucrurile de care de fapt sunt atrase tipele sunt dispoziția sau energia sau starea ta, zi cum vrei, pur și simplu modul în care tu o faci să se simte. Dacă tu te simți bine, ea se va simți bine. Deci asta e ceea ce contează din faptul că tu vrei să-i oferi, să zicem, o băutură. Nu faptul că tu teoretic îi oferi o cantitate de alcool. Dacă ea se simte bine pentru că tu te simți bine, ai o mai mare șansă să o combini. 3. Dansează ca să te simți bine. Dacă te simți bine, se poate să atragi diverse priviri care o să te avantajeze și, din nou, o să ajungi la aceeași chestie că tu o să te pui într-o energie pozitivă și atunci oamenii vor fi atrași de energia ta pozitivă. 4. Nu e mult să ai greșit să folosești de o cârjă, cum ar fi o replică de agățat, însă dacă tu recunoști că e doar o ceva distractiv care poate fi aruncat imediat și după aceea să te bazezi pe o conversație reală, pe o conversație în care chiar vrei să descoperi o persoană, o să poți să folosești o chestie de genul numai ca să o faci să râdă, pentru că automat e o chestie pe care cineva probabil o știe deja. 5. Fă un compliment sincer. Cred că foarte multe tipe s-au săturat să o audă bună și frumoasă. Dacă știu deja asta, nu o să le impresionez cu absolut nimic. Poți să-ți iei, de exemplu, spiritul de observație, să vezi ceva care chiar îți place la ea, care te-a frapat într-un mod pozitiv, sau te-a impresionat puțin, sau te-a surprins și să faci o mică notă pe chestia asta. Imaginează-ți că o vezi că bea bere și e cu amicile ei. Poți să începi cu ceva de genul: îmi place grupul vostru, pareți un grup foarte cool pentru că vreți să beți bere vineri seara și că nu să beți șampanie în bambu. Cred că sunteți de treabă. Și după aia te prezinți. Și automat ai făcut o chestie pe care nu a mai făcut-o nimeni. Nu ești clasicul, ești frumosă. Știe. 6. Ești în evidență ca să te bagi ea pe tine în seamă. S-a întâmplat, am avut niște amici care chiar
prin simplu fapt că ieșeau puțin în evidență pentru că aveau un tricou fain, o cămașă roșie, un papion sau ceva de genul care era puțin atipic pentru mediul în care erau, au fost abordați de tipe. Nu e o chestie pe care o văd foarte des, deși sunt tipe care au suficientă încredere în ele cât să poată să meargă la un tip și zică, măi, hai să bem ceva. Nu trebuie să te exagerezi totuși, nu trebuie să fie la snob care are, de exemplu, ochelari de soare în club, care nu se potrivesc acolo, nu trebuie să dai așa tare, nu trebuie să vii cu o găină pe cap. Nu trebuie să forțați faza asta. Trebuie să vină natural de la voi, pentru că autenticitatea e din nou foarte atrăgătoare. Și cea mai importantă chestie pe care trebuie să o țineți minte e că voi, sincer, nu combinați niciodată o altă persoană. Nu e o chestie care se întâmplă asupra unei tipe, de parcă ea merge liniștit într-un club. Oh, nu, am fost combinată, nu știu dracu ce se întâmplă. Ah, sunt cu tine acum. Nu, tot timpul vă combinați voi doi împreună. Că și ea alege să fie cu persoana cu care ajunge până la urmă acasă. Pentru că asta e ideea pe care vreau să înțelegeți cu toții. Nu există faza asta cu o combini. Pur și simplu tot ce trebuie să faci, să te simți foarte bine și se poate ca la un moment dat să vă simțiți bine împreună. Și să alegeți după aia cât de mult vă simțiți bine împreună. Sincer, asta e un gen de clip pe care l-am făcut pentru mine. L-am făcut ca să mă amuz pe mine și pe niște amici de-a mei. Sper că v-a plăcut și vouă, dar dacă nu v-a plăcut, asta e. Nu sunt plătit pentru asta, așa că e libertate de exprimare. Totuși vreau să mulțumesc celor care m-au ajutat să filmez faza asta. Vreau să mulțumesc Cristine pentru că din nou awesome și mă ajută pe partea de actorie. Vreau să le mulțumesc celor de District. Mai colaborez cu acest restaurant, nu e o sponsorizare. Eu mă duc acolo și fac magie din partea casei clienților. Dacă vreți să mă vedeți vreodată făcând magie live, sunt de obicei sâmbetele pe acolo, o să postez de fiecare dată cum sunt. Dacă vă place, bine, dacă nu, nu mă deranjează. Dacă vreți să vedeți mai multe chestii, abonați-vă, dați subscribe, like, share, să vadă și amicii voștri. Și ne vedem data viitoare, nu știu când, pentru că sunt leneș. V-am pupat!